Alături de noi doamna Alexandra Tătaru, de la Focșani, viceprimară din cadrul USR Plus. Îi spunem bine ați venit alături de noi. Mulțumesc frumos, bine v-am găsit. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre ce faceți la Focșani și care credeți că ar fi visul dumneavoastră să-l faceți cu aceste persoane cu dizabilități? Pentru că suntem la ce vise au persoanele cu dizabilități în a le realiza. Nu știu dacă trebuie să spun eu despre visuri, despre vise. Nu știu, cred că sunt dorințe realizabile mai degrabă și cred că toate persoanele acestea, indiferent dacă sunt cu dizabilități sau normale, trebuie să-și îndeplinească orice dorință și orice vis. Asta, de fapt, este idealul. Practic, toți oamenii, indiferent dacă au potențial sau nu, au vise și visuri și cum doriți dumneavoastră să le spuneți. Cred că trebuie să ni le atingem și trebuie să ne menținem și raționalul, adică să nu visăm la ceva ce nu putem atinge niciodată. Trebuie să fim echilibrați și pragmatici până la urmă, că nu ne putem dori luna de pe cer dacă ea chiar nu poate să fie a noastră. Doar așa pe cer, da, cu siguranță poate fi. Poate că în seara asta veți găsi împreună cu noi soluții, pentru că de asta ne-am adunat aici. Abia aștept să vă ascult. Grupul Dizabil EU a făcut un proiectel, Harta Accesibilizării Orașului Focșani. A fost derulat pe parcursul a câteva luni și chiar s-a simțit implicarea tuturor factorilor decizionali, ei cu, să zicem, informarea și identificarea nevoilor, invitații cu găsirea de soluții și chiar aplicarea acestora. Personal m-am implicat și chiar am forțat primarul Focșanului să participe pe ultima 100 de metri la această diseminare a nevoilor persoanelor cu dizabilități și împreună am găsit soluții, astfel încât trotuarele la nivelul carosabilului au fost accesibilizate în mare parte. Unitățile economice, operatorii economice, agenții, gen supermarketuri, hipermarketuri, au reacționat la scrisorile noastre. Personal le-am semnat și le-am trimis cu rugămintea să respecte legea în măsura în care se poate face acest lucru și câteva supermarketuri chiar au reacționat pozitiv și, bineînțeles, grupul în fiecare săptămână transmite feedback-uri pe paginile de Facebook și informează cetățenii despre aceste rezultate, să zicem, ale acestui proiect. Chiar încet, încet începem să fim reactivi și să răspundem nevoilor, dar încă o dată repet, fără implicare, fără o constanță în realizarea acestor acțiuni, nu se poate vedea, deci noi trebuie să fim consecvenți în acțiunile noastre și nu trebuie să lăsăm baltă aceste proiecte, doar să le începem și apoi să nu le continuăm. Sau ce am constatat de-a lungul timpului, atunci când se discută despre persoane cu dizabilități, mie îmi place să zic cu deficiențe, pentru că am observat că dezbateți și chestiunea asta, că e cu dizabilitate, că e cu handicap, că mie îmi place să spun cu deficiențe, pentru că există simțuri în exces sau limitate, minus, da, le-am putea sau limitate, spune. Da, fie că sunt de vedere, de auz, de locomoție. Eu am observat de-a lungul timpului că
se pune accent pe această dizabilitate locomotorie, ceea ce nu știu dacă este oarecum nediscriminatorie sau discriminatorie pentru unele segmente ale celor cu deficiențe. Mi-ar plăcea să aud cum se descurcă, cum se adaptează și alte persoane, pentru că avem nevăzători aici și în scaun rulant. Da, exact. Dizabilitatea locomotorie, să zicem că ține mai mult către accesibilitate, către rampe, către accesul către o instituție publică. Mi-ar plăcea să știu cum se descurcă persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz, pentru că eu personal provin dintr-o familie cu deficiențe de auz și de vorbire și am crescut alături de ei și în perioada adultă a trebuit să am grijă de ei. Mă uit la cei care au fost cu noi în direct că sunt niște tineri minunați și care debordează de optimism și de speranță și de voință și de dorință și felicit pentru treaba asta, că eu știu cât este de greu să răzbești în societatea asta și chiar v-am spus, chiar și ca om normal este foarte greu. Nu știu ce să mai zic, dar vă doresc pe final să fiți sănătoși și răbdători și în ceea ce mă privește, dacă cât ține de mine, voi face tot ce e posibil să ajut oamenii indiferent de deficiența pe care au oamenii de toate genurile fără discriminare.